Părerea mea personală este că aceste manifestări harismatice, mai ales cele ale extazului, asociat în a doua interpretare cu vorbirea en glosa, în limbă și cu tălmăcirea, s-au dus din cadrul cultului, nu s-au retras cumva, dacă vreți, în manifestările mai către chilii, mai personale, mai ascunse, ale slujitorilor și oamenilor bisericii, ale credincioșilor, așa cum le găsim și astăzi, nu? Manifestările acestea nu le găsim în timpul liturghiei manifestate în mod oficial, ci știm că anumiți părinți, nu, sunt văzători de Dumnezeu, sunt văzători cu Duhul, cum îi numim noi, au niște experiențe și ele sunt descrise, nu, în ceea ce numim noi astăzi agiologie. Există 2000 de ani de descriere a acestor lucruri care, aș crede eu, pot fi încadrate la această harismă, care, iată, și ea, în forma aceasta, este prezentă în biserică. Așadar, anumite harisme, să zicem, că au fost desființate sau nu mai sunt de folos bisericii, sau poate mai bine să spunem că se manifestă în mod particular, așa cum spuneați, la chilie sau în mod particular, aceasta este exprimarea cea mai bună. Dacă rămânem fideli definiției pe care am dat-o, că harisma este o manifestare concretă a Harului, atunci înseamnă că ea este inerentă vieții bisericii, ea nu poate să dispară. Că nevoia bisericii poate fi de un tip sau de altul în istorie, sunt de acord, în ce se manifestă anumite harisme mai mult decât altele, cu totul de acord, însă consider că harisma este legată strâns de ceea ce înseamnă a primi harul, a-l ține și a conlucra cu el. Și astăzi, vedeți, și aici poate că ar fi bine să introducem cea de-a doua listă, foarte pe scurt, nu, din 1 Corinteni 12, unde avem harismatici și harisme și avem așa, că în biserică avem întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, iată o harismă care este mai obișnuită. Apoi cei ce au darul de a face minuni, darurile vindecări, ajutorările, iată, cărmuirile, adică de a conduce. Apoi sunt felurile limbilor. Deci iată aici, în această a doua listă, vedem cel puțin trei harisme care nu mai sunt spectaculoase. Ce anume de a învăța, de a ajuta pe cineva și de a conduce comunitatea spre Dumnezeu. Nu? Asta se înțelege. Și în acest sens, iată, trebuie să ne revenim un pic către înțelesul biblic al harismelor, care sunt mult mai generoase. Înțelesul biblic e mult mai generos în Noul Testament. Și anume, de a învăța pe cineva ceva, iată, și sigur că, în primul rând, cele duhovnicești, este o harismă. De a conduce pe credincioși, este o harismă. Și acestea le spuneam înainte că țin de harul preoției, nu? Și foarte interesant că Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 4 și în 2 Timotei, capitolul 1, utilizează substantivul harisma pentru taina preoției. Deci la Apostolul Pavel, preoția este o harismă, este o harismă, este un dar special pe care cineva l-a primit. Și dacă am deschis capitolul acesta al ocurenților lui harisma și a sensurilor, aș mai aminti aici 1 Corinteni 7:7, unde căsătoria și fecioria sunt numite ambele harisma. Deci sunt și ele harisme. Sunt și ele harisme. Deci, iată, lucrurile sunt mult mai complexe în Noul Testament, plaja este mult mai largă, iar Apostolul Petru, în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 4, utilizează cuvântul harisma, este singura ocurență în afara corpusului paulin, pentru orice dar pe care l-au primit credincioșii de la Dumnezeu. Absolut orice dar este harisma. Deci, iată, perspectiva Noului Testament este mult mai largă, mult mai complexă și pledează pentru o înțelegere mai generoasă a termenului harisma. Nu e vorba de ceva spectaculos întotdeauna, ci este vorba de tot ceea ce rodește în urma colaborării cu Harul lui Dumnezeu și care este spre folos comunității creștine din vremea respectivă. Așadar, nu este atât de îndreptățită această așteptare a noastră de a vedea minuni pe scară largă în biserică, fiindcă primim același Duh Sfânt. Primim și astăzi Duhul Sfânt și harismele respective, însă ele nu trebuie neapărat să se manifeste în modul acesta spectaculos. Dorința și, știu, apetitul, dacă vezi, pentru aceste chestiuni spectaculoase, nu sunt de factură creștină. Deci iudeii vreau să vadă un semn, nu? Ca să creadă în Hristos. Știu, păgânii au impresionat de anumite manifestări. Cea mai mare minune pentru credincioșii creștini, așa cum e definită la un moment dat în Patericul Egiptean de un anumit părinte, de un anumit avă, este să-ți vezi păcatele. Deci spune acolo că cel care își vede păcatele este mai mare decât cel ce înviază morții. Orice minune poate fi mai mare decât aceasta a învierii morților. Însă, vedeți, în gândirea creștină, lucrurile merg la esențial, la lăuntric. Dacă îți vezi păcatele, este fantastic. Este cel mai mare lucru care se poate întâmpla, pentru că acest lucru va provoca pocăința, schimbarea ta și învierea din moartea sufletească. Învierea și îndumnezeire. Nu? Un concept esențial chiar la Apostolul Pavel. Și atunci este marea minune, îndumnezeirea omului. Faptul că ai înviat pe un mort într-un context sau altul prin Harul lui Dumnezeu este o minune extraordinară, dar nu se compară cu această
înviere pentru totdeauna și îndumnezirea omului, adică unirea omului cu Dumnezeu.